Think about it, boy. Foarte bine, foarte bine. Tinerii de la Battle Droids au mai mult decât talent și multă imaginație. Au ingredientul esențial. Sunt extrem de uniți. Nimic nu-i dezbină și nimeni n-a avut și n-are voie să le spună că imposibil există. Bravo, bravo, bravo! Strălucită coreografia, dacă îmi permiteți. Totul a fost extrem de bine construit. Fiecare moment începea și se termina cu o poză foarte frumoasă. Nu era nimic întâmplător, totul punea în evidență ceva. Și fiecare rând pe rând a venit și a fost pus în evidență. Mi s-a părut una dintre cele mai reușite coreografii, iar voi e clar că stăpâniți arta asta la modul excepțional. Andra? Thank you so much. Thank you. Evident că avem 5 dansatori foarte talentați, dar ce mi-a plăcut mie foarte mult a fost relaxarea și bucuria cu care ați dansat. Și eu asta apreciez cel mai tare când văd dansatori în ziua de astăzi, care nu vin cu un scop anume. Vin să se bucure de ceea ce se întâmplă pe scenă. Thank you so much. Dragoș? Eu sunt de profesie coregraf, am o școală de coreografie și mi-ar plăcea să faceți un workshop la mine la școală la un moment dat. Mulțumesc! Wow. Și-a dat arama pe față! Nu? E greu, e greu să mai zic ceva de aici. Foarte bun momentul și mai rar vorba lui Andy, mai rar genul ăsta de coregrafie pe scena noastră. Așa e. Bravo vouă! O să vă dăm și noi acum cam ce avem după aici, de pe la noi, după prin România. Și anume, din partea domnul coregraf. Partea mea, un mare da. Iată. Thank you. Doamna Andra. Dacă expertul a zis da, eu ce să zic? Ce să da? Ce simt? Da. Andy. Hey, sigur că aveți da, normal. Și e justificat să ne înțelegem. Aveți 4 de da și ne revedem curând. Mulțumim. Thank you.